Salutare, dragi prieteni ai întrebării zilei. Astăzi îl avem invitat pe Pavel Bârsan, un actor deosebit special pe care probabil știți din Atletico Textila, din Mangalița, de la teatru sau din spectacolele de improvizație. Salut. Mi-ar plăcea să mă știe din atâtea locuri. Cât mai multe locuri, cu atât mai bine. Unii te știu de parte, unii dintre alta. Mă aștept să nu mă știe toți de peste tot. Ce mai zici? Uite, mi-am făcut un sirop acum de mentă. Foarte bine, să ai poftă, eu am niște apă aici. Mersi frumos, bravo. Ce să vă uite bine, sunt... Am niște zile, ca noi toți, presupun, mai puțin încărcate de activitate. Părere, sunt ok, citesc. Mâine o să mă duc la un casting. Uite, probabil lumea este curioasă. Cum își începe Pavel Bârsan dimineața? Păi o să spun, Pavel nu își începe dimineața, ca zic așa. Sau Pavel își începe dimineața culcându-se, dacă vrei, ca zic așa. Sau pentru Pavel dimineața înseamnă pe la ora 3, ca să zic așa. Eu nu știu ce mi-am făcut un obicei. Da, mi-am făcut un obicei destul de prost. Mă culc dimineața pe la 7 și mă scol pe la 3 ziua. Și practic atunci începe dimineața mea. Și până mă dezmeticesc. Practic pentru tine dimineața este la ora 3. Exact, ora 15. 3 p.m. ca să fie clar. Și cum îți începi tu atunci ziua? Păi, întâi o stric pe nevastă mea, care este probabil în bucătărie. Îi stric să vină să mă pupe de începutul zilei. Asta se întâmplă în 90% din cazuri. Păi care ce să fac? Primul lucru îmi notez. Uite, nici cred că și am zis niciodată despre chestia asta. Eu, fiind obsesiv-compulsiv, am mania asta cifrelor și mi-am făcut eu un calcul cam cât somn am pierdut începând de la 1 ianuarie 2018 până acum. Și considerând... stai că am aici pe telefon pe undeva, mi se pare 280 de ore sau ceva de genul ăsta, pornind de la premisa că ar trebui să dormi 7 ore pe noapte. Da. Deci tot adormit. Adică dacă pe 2 ianuarie nu mai știu exact ce, m-am dormit 6 ore în loc de 7, am notat o oră. După aia în ziua următoare am dormit iară 5 ore, mi-am notat 3 ore, că era 2 plus 1. După aia am recuperat, am dormit 8, iar am scăzut 20 ore și am tot pierdut, ajungând și fac o medie. Și media este că în ultimii 2 ani și jumătate am dormit aproximativ 6 ore și 42 de minute pe noapte. Deci aproape bine. Asta e primul lucru pe care îl fac. Să ne anunț după care n-am. Cum? Da, orice bine ar fi. Dacă mai avem de așteptat niște luni bune. Eu sper să fie doar luni, nu ani. Așa? Și după care, al doilea lucru pe care îl fac este o chestie care a devenit extrem de stresantă și așa că în ultima vreme mă duc la toaletă cât fac asta, că eu sunt și egoist, mă nene, cred eu, și așa când dorm, că toată lumea zice te-am deranjat, nu mai deranja, că eu când dorm simplu, îmi dau telefonul pe avion, ca să nu mă deranjeze nimeni. Și de-aia când iau modul avion când mă trezesc, nu-ți exagerez, cred că 2 minute aproape în continuu face bâz, 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 notificări, că al meu e pe vibrație, îmi pun notificări, WhatsApp-uri, mesuri, oameni care au încercat să mă sune, să-mi dea SMS, este plin și deja sunt super stresante alea 2 minute în care bâzie telefonul în continuu și de obicei atunci mă duc la baie. Îl lași în pace și vezi de treaba ta. Da. Și după aia le răspund, le iau frumos, în ordine, toate. Bei cafea de dimineață? Nu, cafea nu beau aproape deloc. Beau cafea înainte de spectacole, espresso, înainte de fiecare spectacol beau espresso, dar nu chiar înainte de fiecare, nu chiar la toate. Zicem cam înainte de 80% din spectacole mele beau cât un espresso. Asta este toată cafeaua pe care o beau eu într-un an. Însemnând și cum e vara, pot să nu beau nicio cafea câteva luni. Da, și stai bine, într-un fel. La energizante am renunțat tot de acum un an jumate, m-a păcălit nevastă mea, ce să fac. Adică am făcut un pact, am zis, uite, eu de la 1 ianuarie 2019, eu nu mai beau energizante deloc, dacă te lași și tu de fumat. Și am făcut pactul ăsta, eu nu mai beau, ea fumează fără. Asta este, rău contează, bine că a rărit-o măcar. Și o chestie inedită, eu nici alcool nu beau, multă lume se miră, dar nu beau deloc. Adică la nunta mea am băut de-a lungul nopții, știu exact, două, după cum ai adus, dacă ai observat până acum, eu sunt fanul cifrelor, știi? Da. Am băut 2 sticle de cola și 8 sticle de capi de piersici. Asta am băut eu la nunta mea. Și nici de fumat nu fumez. Și nici alte chestii n-am prins niciodată. Foarte bine să știi că sunt lucruri de apreciat și eu unul apreciez la tine lucrul acesta. Dar nu sunt vreun habotnic sau vreun retras, adică vin la orice petrecere.
Noi că, știi, doar că beau cola la petrecerea respectivă, dar vin, stau până dimineața, adică nu am probleme. Stau cu oameni care beau lângă mine, care se împart în timp ce noi vorbim. Dar nu, și nu mă deranjează. E foarte important și lumea cred că ar trebui să înțeleagă, să fie deschisă. Nu trebuie neapărat să consumăm ceva ca să fim prieteni sau ca să ne înțelegem bine sau ca să fim pe aceeași frecvență. Exact, uneori se oftică că eu sunt singurul care nu bea, dar în același timp sunt și singurul care n-are carnet. Deci, cum mă, tu mă, care nu băi, n-ai care ne duceai și pe noi acasă după aia. Pavel, care este lucrul care, sau sentimentul, sau gustul, mirosul, care te teleportează pe tine în copilărie? Ce întrebare mișto. Ce întrebare mișto. Păi, e o cola, o anumită cola care mă duce în copilărie. Și nu știu de ce. Nu știu dacă mai există, de fapt, dar exista până acum câțiva ani și poate mai se numește American Cola, era, și avea un gust așa de exact ca un sirop de tuse pe care mi-l dădea mama când eram eu mic. Știi? Și mai sunt câteva așa, dar nu știu să le defin, adică nu știu de la ce vin, ca să pot să spun. Mă duc într-un loc și miroase exact cum miroase acasă în copilărie, dar nu știu de la ce. Că probabil de la același lucru, cine știe ce. Dar nu-mi dau seama eu. Da, știi? Da, da. Nu poți să pui exact degetul să spui asta este. Da. Deci... Auzi, dar care este prima amintire a ta? Prima amintire, nu știu de ce, cred că e la Borloveni, la țară, la locul care mi-e poate cel mai drag de pe lumea asta, e la mine la țară, în Banat, în Caraș Severin, e un sătuc foarte mic, unde de-abia aștept să mă duc și anul ăsta, o să mă duc în august. Mă duceam până prin clasa 10-a, cred că mă duceam în fiecare vară acolo. După aia câțiva ani, mulți ani nu m-am mai dus și după aia am început să merg. Nu atât de des cât mi-aș dori, dar am început să merg din nou. Vara asta o să mă duc cu nașii mei. Borloveni se cheamă sătucul. E foarte mic, n-are nici ce obțin acum ultima dată, cu 2 ani când am fost. Încă nu avea asfalt peste tot prin sat. Când eram eu mic, n-avea asfalt deloc. Și acolo cred că e prima mea amintire, prin grădină, prin curte, pe acolo. Ajutat fiind și de niște poze care mi s-au făcut atunci. Am înțeles. Eu nu mă mai țin minte. Când eram mică, eram mai deschis la culoarea părului. Eram aproape spre șaten și foarte creț. Bine, dar adevărat, și acum sunt un pic ondulat dacă îl las mai lung. Da. Dar pe atunci eram cam ca tine, să zicem. Știi? Exact, cam asta era părul meu. Un negru foarte deschis spre șaten și creț. Așa era. Eu când eram mic, eram spre roșcat. Da? Foarte. Cred că ne închidem cu vârsta la păr. Am un vecin care avea magazin foto. De developat. Exact, da. Developat. Și a venit și ne-a făcut nouă poze când eram mic și mie, lui fratii meu, lui sormea. Și aveam niște bucle roșcate și m-a pus acolo în vitrină, știi, era... poză ca să atrag. Normal. Păi, dar normal, de asta. Păr roșcat e mai rar. Pavel, când iei decizii importante, te consulți cu cineva? Băi, da. În principiu, aproape la orice decizie importantă, mă consult cu soția mea. Adică nu neapărat decizii care țin de viața de cuplu, gen în ce culoare să zugrăvim sufrageria sau de oricum astea o las pe ea tot timpul, că eu nu am nicio pretenție, dar chiar decizii legate de chestii care țin doar de mine și nu de exemplu de carieră, între, nu știu, să rolul ăsta sau cum ți se pare, să știi, adică de astea. Aproape în orice decizie importantă. Cam în orice decizie importantă mă consult pe ea. Ceea ce e foarte frumos. E unul din lucruri cele mai importante care pot ține o căsnicie vie. Da. Ai un proverb sau un motto care a devenit ca o filozofie de viață? Cred că a devenit unul fără să fiu conștient de asta și nu prea sunt mândru de el, dar a devenit, se pare, și anume graba strică treaba. Cred că prea mea am făcut un motto din asta. Auzi, Pavel, dacă ai putea să vorbești cu un animal, cu ce animal ți-ar plăcea să vorbești? Oh, ce tare! În primul rând, cu orice animal aș vorbi, l-aș întreba cum e să nu vorbească, cum poți să nu vorbești, nu te plictisești, nu-ți vine să vorbești, asta ar fi prima întrebare. De ce nu vorbești? Da, exact. Poți să stai fără să vorbești? Bă, cu mai multe. Cred că poate cu o pisică. Știi, ca să... Pentru că nu e atât de clară în comportament cum e un câine. Și aș întreba-o. Că un câine, dacă e făcut așa,
Instant a început să dea din coadă. Pisica poate să întoarcă și spatele. Și întreba, cum eu să încerc să te mângâi și tu aproape să nu mă bagi în seamă să-mi întorci spatele? Cum? Ce e în capul tău? Știi? Da. De ce uneori vii atât de repede să te mângâi și alteori îmi întorci spatele așa ușor, nu? Explică-mi. Da. Cred că asta ar fi. Da. Care crezi că ar fi animalul care ar avea cele mai interesante povestiri? Cred că totuși câinele. Cred că totuși câinele avea cele mai interesante povestiri și calul. Și calul cred că ar avea niște povestiri foarte interesante. Calul care e un personaj de bine conturat în, cel puțin în literatura noastră și în mentalitatea noastră. Spre exemplu, mi-aduc aminte că bunica mea a avut un cal, o chior, care s-a întors de pe front. Știi, când a fost cu războiul, li se luau animalele, li se luau cai și erau dați către armată, către... Și a avut un cal care era chior și l-a luat așa cum era el și s-a întors de pe front. Ce interesant, frate. Îți recomand și un film cu subiectul ăsta, se numește War Horse. E făcut... Cum? Nu e făcut de Spielberg? Ba, e al lui Spielberg. Prin 2011 mi se pare că l-a făcut. Și cu o sumă de actori britanici foarte buni. Uite, nu l-am văzut. Știu filmul... E foarte bun. Da, cred că e bun și... Actori britanici foarte buni. Peter Mullan, mi se pare că este și Emily Mortimer acolo. Dacă nu mă înșel, și Benedict Cumberbatch, Eddie Marsan. Sunt actori britanici, dacă pentru ăștia apasionații cinematografiei britanice, sunt actori care sunt foarte buni, foarte buni. Uite că tot am ajuns la filme. Vreau să te întreb care e comedia la care ai râs cel mai mult. Păi eu să-ți dau două nume, cred că, nefiind cele mai bune filme pe care le-am văzut în viața mea, dar sunt foarte bune, dar nu știu dacă sunt chiar în top 5 filme ale mele, dar corespund criteriului tău și anume să fii râs de să mă tăvălesc. Unul este Filantropica și celălalt este The Hangover, Marea Mahmureală, cum s-a tradus în română. Da. Deci efectiv au fost filme la care probabil m-am tăvălit pe jos de râs. Da, niște filme foarte bune. Și dacă toți suntem aici, care este filmul românesc pe care tu l-ai revedea oricând cu mare plăcere? Filantropica, fără îndoială. Fără îndoială, ca să mă uit zilnic la filmul ăsta. E un film foarte bun, poate că cel mai bun ieșit după Revoluție. Și am mai avut un film la care tot așa am râs de m-am tăvălit, dar nu atât de des. Când doar la partea a treia din el am râs în continuu de m-am tăvălit, până la partea, în primele două părți ale filmului, am râs, să zicem, mai rar, dar tot tare. Tot un film românesc. A fost sau n-a fost? Foarte frumos umorul folosit în acel film. Chiar mi-a da. Distribuție așa. Da. Au... Și partea treia e talk show în sine. Da. Unde da. E formidabil. Și acolo. Formidabil filmul. Da. Pavel, care e cel mai amuzant cadou primit vreodată de tine? Nu știu dacă e cel mai amuzant cadou, dar e amuzant modul în care mi-a fost dat. O pereche de chiloți și amuzant prin faptul că l-am primit când jucam în Îmblânzirea Scorpiei la Teatrul de Stat din Constanța, unde am fost angajat 5 ani, la aplauze l-am primit. Pentru că se știa că devenise proverbial și legendar în teatru faptul că eu nu port chiloți. Și de-aia, la aplauze, mi-au făcut oamenii cadou o pereche de chiloți. Dacă zine să te crezi, de față cu toți spectatorii. Și eu am avut și inspirația să-i despac și să nu să mi-i pun, asta era culmea, și să vadă toată seara că am niște chiloți. Și au râs toți. Nu știu dacă am înțeles majoritatea de ce râd, că nu port, dar... Da, într-adevăr, un cadou inedit și util. Da. Absolut. Cum? Dacă și au mai fost de astea haioase, genul de aranjat barba. Am primit când aveam barbă mare, când jucam în Atletico Textila, jucam rol de preot și purtam barba aia mare, am primit de Crăciun un set de globulețe, cum sunt globulețe de pus în braț, numai că astea erau globulețe de pus în barbă. Știi? Foarte interesant, da. Le-ai purtat? Le-ai pus de Crăciun?
Da, am pus, bineînțeles, am pus și poză. Super tare. Dacă ai putea să călătorești în timp, încotro te-ai duce? În viitor sau în trecut? Nu cred că m-aș duce în viitor. Nu cred că m-aș duce în viitor. Cred că m-aș duce un pic în epoca lui Caragiale. Chiar azi mă gândeam ce frumos ar fi să fi trăit Caragiale în ziua de azi, când există cinematografie și ce scenarii ar fi scris el pentru filme. Ar fi fost fascinant. Plus că sunt și într-un mood din ăsta Caragiale. Tocmai am citit una din... cam târziu, știu, dar iată că mai bine am interesat decât niciodată. O novelă naturalistă a lui care este senzațională, O făclie de Paște, se cheamă. Extraordinară. Genială. Zici că omul a vrut să facă un exercițiu de stil. Sunt convins că, având tehnica din ziua de astăzi, tehnica lui de scriitor, sunt sigur că ar fi fost cu totul și cu totul altfel și ar fi fost excelent. Ar fi fost. Excelent. Excelent, pentru că ar fi reușit să facă exact ce face într-o scrisoare pierdută, cred eu. Adică și conținut și formă. Despre asta e vorba. Adică niște filme super digerabile de către public, super plăcute și entertaining, dar în același timp pline de substanță și pline de mesaj. Ceva în genul cum e filmul de anul ăsta, nu știu dacă neapărat în genul ăla care e un pic comedie neagră spre thriller, dar cum e filmul Parasite, care a luat Oscarul anul ăsta și a luat Oscarul și Cannes și e prima oară după, nu știu, după 50 de ani când ia un film și Oscarul și Cannes și mi se pare că este prima oară în E prima oară când un film străin ia Oscarul. Da, și a luat două Oscar. A luat și Oscar și Oscar pentru film străin. Pe amândouă le-a luat. Și a luat și Oscarul și Cannes și este exact un film care demonstrează că un film filozofic poate fi extraordinar de ușor de văzut, ca să zic așa. Pavel, cum răspunzi tu răutăților sau invidiilor atunci când ele apar? Sau alegi să răspunzi sau nu? Depinde ce înțelegi prin răspuns. Dacă aleg să replic cu aceeași monedă, răspunsul este 99% din cazuri nu. Iar cum aleg să răspund? În primul și în primul rând, că poate mă enervează și pe mine chestia asta, în primul și în primul rând îmi propun să mă calmez și să fiu detașat de propriile sentimente care m-ar putea face să reacționez. Asta e ca un principiu de viață. Da, asta, așa reacționez și în improvizație, de exemplu, dacă sunt pe scenă și îmi dau seama că nu e ok ce fac în momentul ăla, zic, ok, hai ne calmăm un pic să vedem cum aducem din nou pe făgașul cel bun. Da, în principiu încerc să nu... Știi că e un test de personalitate foarte mișto pe care îl recomand tuturor, se numește 16personalities.com/ro, Myers-Briggs, testul de personalitate, Myers-Briggs, și acolo țin minte că sunt unii puțini oameni pe care îi cunosc bine. Le-am dat mai multor oameni testuri, l-au făcut, n-am stat lângă fiecare când și l-a făcut, dar țin minte că la întrebarea sentimentele te controlează mai mult decât le poți tu controla pe ele, eu am răspuns nu mare, pentru că ai trei niveluri de nu sau trei niveluri de da. Nu mare, nu mediu, nu mic, da mare, da mediu, nu mic. Și la întrebarea sentimentele te controlează mai mult decât le poți controla tu pe ele, atunci nu mare. Eu le controlez și cum mai bine. Da. Și asta încerc să fac și când mă atacă cineva, știi? Ok, ne calmăm, să vedem ce a vrut în primul rând, să fiu sigur, poate n-am înțeles eu bine. După aia, să vedem din ce îi vine, poate e supărat, poate cine știe. Ok, hai să nu ne concentrăm pe cearta, ci pe ce putem să facem ca să rezolvăm treaba. Foarte bine faci, pentru că, na, până la urmă, e bine să nu reacționăm întotdeauna la cald, pentru că atunci se pot discuțiile pot degenera uneori chiar din nimic. Absolut, absolut de acord. Pavel, când ai avut tu certitudinea că ceea ce faci, faci bine? M-auzi? Da, nu, au fost niște bâzbâzuri, am primit niște notificări. Te întrebam când ai avut certitudinea că ceea ce faci, faci bine și că trebuie să mergi mai departe cu meseria de actor. Certitudinea. Când ai spus, da, într-adevăr, ceea ce fac, fac foarte bine, îmi place, iubesc chestia asta și așa voi merge mai departe pe drumul acesta. Păi, cum să spun, din momentul în care am decis că vreau să vă fac actor, niciodată n-am mai avut incertitudine vis-a-vis la acest, de acest fapt. Adică niciodată nu m-am gândit serios să mă las să mă apuc de altceva. Niciodată. Din momentul în care am decis să mă fac actor, am fost 100% sigur că asta vreau să fac. Ok. Și evident, mi se mai... Da... Cum? Când a fost
Când a apărut această decizie? În clasa 10-a. În clasa 10-a, până atunci eram convins că vreau să mă fac avocat, ca tata. Acum, privind în urmă, îmi dau seama că, de fapt, eu mă uitam la filme, la seriale cu avocați. Ellie McBeal, Matlock și așa mai departe. Și îmi plăcea cel mai... Chiar și Picket Fences, de exemplu, aveam momente de tribunal, ca zic așa. Și îmi plăcea foarte mult că avocatul vorbește în fața juraților. De fapt, tot viitorul actor din mine îi plăcea... Viitorului actor îi plăcea faptul că e un public acolo. Unul vorbește, unii se uită la el. E, și în clasa 10-a a venit un actor la mine în clasă să ne propună cursul de teatru. Eram foarte supărat în ziua aia, ceva cu echipa liceului de fotbal, nu știu ce. Și nu m-am băgat inițial. Și colegii s-au întors spre mine. Majoritatea zice, Pavel, tu nu te bagi. Că eu mai ziceam poezii pe la sărbări, iesem și pun grădiniță. Și când se făcea o piesuță de teatru pe la școală, mă băgam tot timpul. Și eu am zis, dar mai mult în... Bine, hai că mă bag și eu. Și după două, trei ședințe de astea, mi-am dat seama că fix asta vreau să fac. Că nu vreau să intru pe la 30 de ani, care mi se părea îndepărtat, rău de tot pe atunci, acum am 37, așa. Nu vreau să... Mersi, la fel, nu vreau să intru într-o sală de teatru și să zic, ia uite, bă, acolo puteam să fiu și eu pe scenă. Știi? Și am zis că nu vreau. Și, inițial am avut un pic de luptat cu ai mei și din momentul am dat seama și prin toată firea mea, mi-am dat seama de firea, că eu nu pot să mă văd așa și aici nu vorbesc de talent sau nu. Poate că sunt cel mai netalentat actor de pe planetă sau poate sunt cel mai talentat actor de pe planetă. Asta nu are legătură cu ce spun acum. Are legătură cu faptul că firea mea e în așa fel și mai mulți oameni mi-au zis chestia asta și consider chiar un mai mare compliment decât dacă îmi spune cineva că sunt un actor bun sau talentat. Adică mulți îmi spun că ei nu mă văd având altă meserie. Adică nu te imaginezi pe tine, Pavel, stând la un birou și fiind avocat, știi? Da. Deci, incertitudinea alegerii meseriei, odată ce am făcut această decizie, n-am avut-o niciodată. Pentru că este și crezul ăsta, și asta nu ține, repet, nu ține nici de succese, să le spun așa, că este și crezul ăsta cehovian, pe care Cehov... Arta poetică, manifestul artistic al lui Cehov, pe care Cehov îl pune în gura Ninei Zarecnaia, în care îi spune în actul, în ultimul act din... în actul 4, dacă nu mă înșel, sau din Pescărușul, îi spune Nina Zarecnaia lui Treplev. Acum știu și cred cu astea că în ceea ce facem noi, pentru că Treplev era scriitor, în ceea ce facem noi, oricam scrie, oricam juca, importantă nu e gloria, nu e măreția, ci puterea noastră de a îndura. Să știi să-ți porți crucea și să-ți păstrezi credința. Eu cred și de asta sufăr mai puțin. Și sunt cu tot și cu tot de acord. Am avut o discuție în contradictoriu cu cineva pe chestia asta, cineva nu mai știu. Adică nu vreau să spun. Cine îmi zicea că, de fapt, Nina Zarecnaia e o tâmpită și că Cehov pune aceste cuvinte în gura unei tâmpite care n-a reușit în viață și încearcă să-și găsească o scuză. Eu nu cred asta. Eu chiar cred că... Niciodată lucrul acesta. Stai doar o secundă. O secundă, Pavel. Zilele trecute, nu știu dacă se vede, am aici Pescărușul, jucat în distribuție rusească, făcută de... La ei, acolo. Și nu cred că Cehov ar fi spus la cât iubește, la cât a iubit el de mult teatrul, nu cred că ar fi spus asemenea vorbe prostește în gura unei nepricepute, să zicem, în ale teatrului. Ci pur și simplu e filozofia lui pe care a împărtășit-o lumii. Și eu cred enorm în chestia asta și despre asta este vorba. Un dramaturg de talia lui Cehov nu ar lăsa asemenea lucruri să treacă la întâmplare, cu siguranță. Absolutamente, și eu cred asta. Și ca să mai spun o chestie, o paralelă cumva. Ți-mi minte că unul cei mai buni prieteni ai mei este regizor, îl cheamă Alex Mihail, un regizor foarte, foarte talentat, e mai mult prin America el acum. Și ți-mi minte că, nu mai știu, l-am întrebat, cred că alt coleg al nostru, George Dogaru, care este regizorul de la Mangalița și de la Atletico Textila, l-a întrebat ultima oară când ne-am văzut, că pe tine ce te-a făcut să vrei să te faci regizor? Și l-a zis o chestie extraordinară. Alex a zis, pentru că prin liceu așa mi-am dat seama că nu prea mă pricep la realitate, nu prea vreau să am nicio treabă cu realitatea, nu-mi place. Adică preferă să fie mai atent și să dea mai multă atenție și concentrare lumii fictive. Adică
cum facem în piesa asta ca drumul personajului X de la perete la ușă să fie mai activ, nu știu, să aibă niște accidente sau să actorul să fie, să joace care niște remușcări. Aberez acum, dau niște exemple. Deci, adică, cum, el a vrut totdeauna să fie mai atent la ficțiune și așa sunt și eu, într-un fel. În sensul în care, dacă trebuie să, iar dau exemplu, dacă trebuie să zugrăvim sufrageria, în timp ce zugrăvesc sufrageria, mai puțin mă va interesa cât de bine este zugrăveala, cât ce glume pot să fac eu în timpul ăsta, știi? Da. Cu ce aș putea să te completez aici, mie îmi place să scriu în timpul liber, când am și câte o idee bună și am ideea, doar că cum fac să ajung până la final, aia nu știu. Și aceea este provocarea mea ca și scriitor și este ceea ce descoper eu în momentul acela, știi? Tu ai scris o piesă de teatru. Și modul cum ajungi, chiar dacă ai traseul, să zicem că știi că pleci de la A la punctul B, ca scriitor nu știi niciodată care sunt serpentinele, dacă urci, cobori, și asta este provocarea mare și mergi într-un, practic într-un ireal pe care tu îl descoperi, inventezi o nouă lume. Formidabil, da, mi-închipui, nu te contrazi deloc, presupun că așa e. Pavel, care este ultimul test la care ai simțit cu adevărat emoțiile unui examen? Eu nu prea dau teste, sincer să fiu, că nu am ce fel de teste să dau. Presupun că vreun casting ceva. Eu cred că un examen are niște emoții specifice, dar un examen în adevăratul sens al cuvântului. Și aici putem să luăm capacitatea, bacalaureatul, admiterea la facultate, eu știu, ai spus... Alea mari, importante, da. Nu ai permis, dar când vei da de permis, probabil vei avea examenul. Vreau să vorbesc cu păcat, dar de câte țin eu minte, din 2008 până acum nu cred că am mai dat vreun de care îți depindă. Că, na, emoțiile țin și de miză, probabil. Da, bineînțeles. Și în 2008 am avut Mangalia, gala tânărului actor, hop. Trecem mai departe. O viață lipsită de astfel de emoții. Trecem mai departe și sunt sigur că ți amintești care este desertul tău preferat. Desertul? Asta e foarte grea de răspuns, că îmi plac toate, frate. Eu sunt cu dulce. Uite, vezi, nefumând, nebând, neastea, trebuie să am și eu biciști cu zahăr, cu astea, cu cola. Îmi place mâncarea picantă, îmi place enorm, enorm. O fac super picantă. Nu o fac eu, că eu nu gătesc. Altă chestie inedită, eu nu ating aragazul. Deloc, da, adică nu știu să... Niciodată nu mi-am pierdut un crembuș, niciodată nu mi-am făcut un ochi, nu mi-am călzit cartof prăjit niciodată. Desertul meu preferat... Cum? Când ți-e foame, ce faci? Comand sau ies și cumpăr ceva sau poate găsesc ceva în frigider, nu știu, gen un fel, salam de la feliat și nu mănânc așa, bar n-am, nu. Desertul meu preferat, cred că pot să spun până la urmă că e baclavaua. Având și eu soție musulmancă. Da, baclava, că este atât de dulce și siropoasă încât... Uite, am avut un reflex de salivare acum. Asta știi că și eu l-am încercat. Nu te minți. Păi da, da, e bună baclava, frate. Foarte bună, foarte specială, știi? Cum o face soacră mea. Îmi răspund și eu acestor întrebări, că îți dai seama, de la mine plecând m-am gândit și eu. Da, la da. Dacă mi-am îngăduit... Cred că pentru mine... Te rog, ia, sunt curios. Cel mai pregnant și cu un iz special ar fi crema de zahăr ars. E foarte bun, da. Și nu e atât de dulce, dar e bun. Și salamul de biscuiți. Bun. Și ăla are avantajul că poți să le iei oriunde așa, știi? Pavel, uite, mai am o întrebare pentru tine. Poți să mai ai oricâte. Dacă ar fi să înveți să cânți la un instrument muzical... Care ar fi acela? Pianul. Pianul și chitara. Cred, da, că mi se pare că chitara e cea mai accesibilă. Poți să iei cu tine oriunde și plus că e foarte, te acompaniezi foarte bine cu chitara, iar pianul tot așa te duce într-o lume și... La pian mă mai joc eu așa un pic. N-am făcut niciodată pian instituționalizat, ca zic așa, dar eu am o mică pianină electrică aici. Clapă, orgă electronică de aia. Și mă mai joc așa un pic cu ea, că mă duce urechea, zic eu, și le scot așa, pot să mă acompaniez, pot să cânt anumite melodii și să mă acompaniez pe ele așa, cu niște acorduri. Ar plăcea să știu mai bine, să un solo nu sunt în stare să fac la pian, asta e clar. Dar să scot niște acorduri, ascult o melodie. Cum?
E foarte bine că te lovești de ea și că îi acorzi timp, pentru că, din punctul meu de vedere, orice om ar trebui să încerce muzica, pentru că nu face altceva decât să-l dezvolte, să-i aline, să-l bucure, să-și cânte plăcerea, să vorbească pe o altă limbă, fără cuvinte. Ce mi se par două chestii foarte interesante despre muzică. Vorbeam și cu Alex care, de care ți-am spus numele Mihail, el zicea că, după părerea lui, muzica este cea mai clară dovadă că Dumnezeu există. Știi? Și mai este o chestie la care eu nu mă gândeam până atunci. Una la mână, că muzica este poate una din cele mai mișto forme de abstractizare. Știi? Pentru că durerea mea e reală, dar eu pun într-o melodie care îți va transmite acel simț. Și melodia aia deja nu mai e. Adică, înțelegi, sentimentul meu e concret și eu abstractizez. Cum a făcut Vivaldi, nu? De a văzut primăvara concretă și s-a gândit el că l-a scris tam-tam-tam-tam-tam, va exprima chestia asta. Dar aia nu este, niște note pe o pagină și unii care cântă niște instrumente. Nu e primăvara concret, dar e un fel de metaforizare a vieții foarte mișto. Și încă o chestie mișto care mi se pare despre muzică, la care nu m-am gândit niciodată, am vorbit. Știi, se zice că poți să fii, cum se cheamă, child prodigy, copil superdotat ăsta, geniu precoce, poți să fii în trei domenii și dacă stai să gândești, muzica s-a cam strecurat aparent, la prima vedere, clandestin printre aceste trei domenii, dar nu. Pentru că cele trei domenii, ia să vedem, le intuiești care crezi că sunt cele trei domenii în care un copil poate să fie geniu precoce, superdotat? Matematică? Bine, matematica, muzica, că l-am zis deja, și, atenție, șahul. Mm. Știi? Matematică, muzică și șah. Și dacă stai să te gândești la matematică și la șah, nu cred că mai e nevoie să, cu toate că implică, mai ales șahul, creativitate, e clar că trebuie să gândești în anumite pattern-uri, dar muzica, și asta puțin nu cred că s-a gândit, e tot așa, e o treabă foarte logică. Și foarte, e aproape matematică, într-un fel. E aproape matematică, dar cred că îți lasă o plajă foarte mare de creativitate, unde te poți desfășura. Fără îndoială că îți lasă, dar cu toate astea are niște reguli pe care nu poți să le încalci. Da. Decât dacă vrei să iasă ceva prost și urât. Adică, întotdeauna do, mi, sol vor suna bine. E acordul, nu do major. Dacă încerci să pui do, re, sol, nu va suna bine. Asta e o regulă, deja, știi? Da. Porțile vor fi deschise întotdeauna pentru genii și cu siguranță vor apărea în continuare, așa cum au apărut de-a lungul miilor de ani. Vor apărea lucruri surprinzătoare, atât în muzică, cât și în matematică. Așa. Știi, zicea chestia foarte mișto, am citat cu câteva zile un citat din, de la un mare regizor american de film, Jim Jarmusch, care zicea că oricum totul s-a făcut, adică nu mai ești, nu, practic nu crezi nimic nou, că totul s-a făcut deja. Ceea ce te face pe tine autentic și unic e cum, ce clișee îți alegi din cele care există deja și cum le spui în modul tău personal, de fapt. Dacă crezi că s-a făcut chiar tot? Mă rog, cam da. Sigur, cu diferențe care țin de formă. Dar deja astea sunt niște amănunte cumva, că na, până acum nu exista YouTube-ul, deci nu existau YouTuberi, logic. Dar asta nu e o diferență, nu e o chestie esențială. Da. Asta nu, într-adevăr. Dar să exprimi o chestie pe care vrei să o exprimi și să-i dai o formă atractivă sau că am făcut formele. Și vom vedea ce lucruri vor mai apărea. Eu cred că mai sunt portițe de deschis și lucruri de descoperit. Adică, sigur, întrebarea e cel puțin că ar fi prea trist să considerăm că s-a făcut tot. Da, știu ce spui, înțeleg ce zici, dar cum ziceam, important e cum faci tu ceva nou. Că cu fiecare film pe care îl vezi poți să spui așa ceva n-am mai văzut. Prima impresie e, dacă e senzațional, trebuie să spui că așa ceva n-am mai văzut, după care îți dai seama că stai, bă, că uite, ești influențat de ăla și influențat de ăla. Dar cum a ales omul să-și mixeze toate influențele, de-abia aia e personal. Că și când o să vezi filmul ăsta Parasite de care ți-am zis, o să zici niciodată n-am mai văzut așa ceva. Prima reacție va fi asta, n-am mai văzut așa film. Știi? Pe care îți dai seama că și tema e speculată și mijloacele sunt folosite, doar că cum a ales omul să le îmbine? Aia este senzația. Sau că îți dau un film nu chiar atât de bun ca Parasite, dar bun și ăsta mi-a plăcut. Nu știu dacă ai văzut, e un film pe Netflix, se cheamă El Hoyo.
Nu, nu l-am văzut. Sau, în engleză s-a tradus The Platform și în română Platforma, evident. E un film aproape horror despre unii care se duc, e ca un fel de închisoare care are vreo 300 și ceva de etaje, de niveluri. Unii se duc chiar de bunăvoie acolo. Și prin mijlocul fiecarei, care vin de sus de la 1 la 300 și ceva, și prin mijlocul fiecarei celule, fiecarei camere, adică e o gaură pătrată și trece o platformă cu mâncare. Mm. Numai că ea de la primele niveluri aia mănâncă tot și ăla de jos nu prea le rămâne mai nimic să mănânce. Și odată la câteva luni ești redistribuit. Acum ai fost la 25, după aia la următor nu mai ești la 25, ești la 148 sau ești la 7 dacă ai noroc sau așa. Și soluția evident e că dacă ar mânca fiecare doar cât îi trebuie, ar fi pentru toți. Doar că și nu se, o să, adică nu vreau să spoilerez, ți-am zis doar premiza. Dacă stai să te gândești prima oară, zici, bă, n-am mai văzut așa ceva. După aceea te gândești că e metaforă pentru straturile sociale care cu capitalism. Adică sunt și acolo, sunt destul de clare, atât, cum să spun eu, domeniile spre care arată cu degetul. Doar că e un mod personal de a-l face, știi? Mm-hmm. Știi la ce m-a dus primul gând, povestindu-mi? Uite, te-a dus cu gândul la ceva. La ce? La cubul. Cum? Da, păi a fost comparat și cu cubul. Da. Bineînțeles, s-a schimbat premisa, cum zici tu. Dar, într-adevăr, te duce cu gândul, da? Clar te duce cu gândul. Pavel, ai o întrebare pentru prietenii noștri care ne-au urmărit? Da, eu dacă am o întrebare? Bineînțeles, orice invitat are o întrebare, care devine întrebarea zilei pentru prietenii noștri care ne-au urmărit până acum. Păi da, dar eu nu sunt orice invitat. Glumesc. Nu, o întrebare. O întrebare. Ia-ți tot timpul din lume. Vreau ca și vrem, ne dorim cu toții, ca întrebarea ta să ne pună pe toți pe gânduri. Când a fost ultima dată sau dacă ai încercat vreodată să-l asculți pe interlocutorul tău în așa măsură încât să chiar să fii deschis total la posibilitatea ca ceea ce spune el să-ți schimbe concepțiile. Foarte interesant. Foarte interesant. Știi? Asta îmi vine dintr-o chestie care mă macină pe mine zilele astea cumva. De-aia e foarte mișto ce faci tu aici și că vorbim și dialogul ăsta, noțiunea dialog, ar trebui foarte mult încurajată zilele astea. Am constatat că pe Facebook lumea nu mai are nici cel mai vag interes sau nu-și mai propune măcar să fie obiectivă. Adică văd la același om postări care se bat cap în cap. Știi? Gen, am un prieten care a spus o dată că, domnule, că nu suport, de ce trebuie eu dimineața, duminică, dimineața când merg pe stradă să aud în boxele bisericilor slujba dinăuntru. Nu pot, mă agresează fonic, nu vreau să ascult chestiile astea. Când s-au postat panourile alea cu aureola în formă de COVID și anumiți creștini au scris, domnule, că ne simțim lezați. Cum adică vă simțiți lezați? Același om, știi? Păi tu nu te-ai simțit lezat de așa? Adică de ce nu înțelegi, știi? Era poza aia cu Orban și ăștia care fumau în cabinet și așa și omul foarte revoltat a scris ceva de genul hai că uite, mă duc și eu acum să fur ceva, că dacă tot nu respectăm legea, de ce să respectăm legea? Nu, hai să nu o respectăm. După care când a fost protestele alea violente din America, a scris, da mă, bravo, adică trebuia să protesteze cu flori în mână sau cum? Păi stai mă puțin, aia n-au încălcat legea care au spart magazine? Aia n-au, nu mai e legea la putere? Sau alt om care din contră? Știi că a fost chestia aia, nu mai știu ce profesor care a dat share la chestia aia. Era o glumă, era o bară sau așa, niște ciori pe o bară și de sub scria aglomerație mare pe aeroportul din Țăndărei. Știi? Da. Pentru că, exact, știi? Și un profesor de la universitate a dat cer la chestia aia, după aia și șters-o și imediat universitatea a emis un comunicat că ne dezicem de poziția adoptată de colegul nostru și un prieten al meu a scris pe Facebook poziția
pe bune, ai poziție, a șeruit om o glumă în halul ăsta de departe, s-a ajuns cu corectitudinea politică sau așa, după care vreo zi, două, așa, odată la câteva ore șeruia chestii pe care le mai găsea de oameni importanți care spuneau, vorbeau despre comedie, John Cleese și așa mai departe, și spuneau că, domnule, o glumă, ea trebuie să conțină ceva, măcar un pic ofensator în ea, o glumă și umorul și așa. E, încearcă să faci pe pagina acestui prieten al meu o glumă la adresa Bisericii Ortodoxe Române, că nu o să mai ai viață, el sare în cap. Adică nimeni nu mai are, nimeni nu-și mai respectă, nu mai spune ce spune în virtutea unor principii, ci în virtutea cum le combine pe moment, după părerea mea. Și de multe ori am vrut să semnalez asta pe paginile, pe paginile lor, după care am spus că n-are niciun rost, este total ineficient, ar fi fost total ineficient tentativ, cu orice discuție s-ar fi încheiat cu, bă, e pagina mea și scriu ce vreau. Dacă nu-ți convine, pleacă de pe pagina mea. Ori asta este ceea ce ne face social media, asta vorbeam și cu Alex de aici încolo, ce ne face Facebook-ul, adică ne, părerile, cum să spun eu, de, care nu mai au în ele și o notă de responsabilitate, nu știu dacă se mai pot numi păreri, ci mai degrabă niște platulații așa, adică cu adevărat, eu am dat una, mi-o miroși, dacă nu vrei pleacă de aici, știi? Nu, asta ne face social media. Genul tău de emisiune pe care o faci acum și în general, chiar și dacă, să zicem, ne-am fi întâlnit la o bere fără să transmitem bănânța sau așa, acolo nu mai poți să zici asta e părerea mea, dacă nu-ți convine pleacă de la masă, că data viitoare s-ar putea să nu mai vii tu primit la masa aia. Acolo vorbim, tu vorbești, eu te ascult, tu eventual mă întrerupi, eu nu mă supăr, pe urmă te întrerup eu pe tine și un schimb de idei. Da. În care, de care la un moment dat poate celălalt va zice, ia stai pe puțin, că poate are și la dreptate, poate nu e numai părerea mea și mi-o betonez aici, știi? De asta întrebarea mea este asta. Când ați fost ultima oară realmente deschiși ca poate concepțiile să să vă schimbe și vouă o concepție? Da, este foarte interesant și uite, știi ce am observat, Pavel? Avem televiziunea și avem internetul și oarecum acestea două se bat puțin cap în cap. Televiziunea cumva îți impune, sau cel puțin anumite televiziuni, na, fiecare că e pe stânga, pe dreapta, pe centru, nu contează, îți impune o direcție. Și avem internetul unde tu ești liber să-ți dai cu părerea și să-ți pui am observat de curând că putem fi sancționați pentru lucrul acesta, adică cred că oamenii au fost șocați în cazul acelui blogger care a fost arestat. Da. Știi? Sunt lucrurile încă gri, cred. Exact, adică dacă emiți niște păreri, mai asumați puțin și responsabilitatea pentru ele. Da. Adică hai să judecăm, hai să gândim, hai să mergem până la capăt. Nu putem să aruncăm doar cu jigniri, nu putem să aruncăm vorbe, pur și simplu pentru acelea pot durea și trebuie să avem responsabilitatea lor. Și, într-adevăr, trebuie să existe comunicare, știi? Comunicarea asta. Absolut. Nici extremismul nu cred că nu-i bun de niciun fel. Extremismul ăsta, știi? De altă parte, nici Charlie Hebdo nu știu dacă e o soluție. Ați scris ceva ce nu-mi convine, vin și vă omor toată redacția. Nici asta nu știu dacă e o soluție. Da. Mai degrabă așa încheia spre nu. Nu e bine. De altă parte, nici să scrii pe chiar tot ce-ți vine la mână că virtutea unei libertăți de opinie, știi? Da. Trebuie să existe un echilibru și un bun simț. Total. De asta suntem și noi pe aici, știi? Că tot cu Alex vorbeam chestia asta. Apropo de... întrebarea mea, recunosc, este și foarte artistică, într-un fel. Pentru că, în definiția artistului, stă să te îndoiești, să spui întrebări, nu? Cum zice Hamlet, să-i pui societății oglinda în față, știi? Adică nu e... și anume, orice, să zicem că se stabilește un status quo în societate, cu toții agreem tacit... să trăim într-un anume fel, artistul, din punct de vedere istoric, era totdeauna ăla care era la marginea cetății, la marginea societății. Era nebunul care stătea pe o cracă la marginea polisului și zicea, gândiți-vă dacă e bine ce faceți. Nu trebuie să răspundeți neapărat da, e bine sau nu e bine, dar gândiți-vă, question yourself, puneți-vă întrebări, e bine, nu e bine, știi? Da. Asta trebuie să facă el. Evident că e cam primul care dispare, uite, și într-o situație asta cum e pandemia, acolo chiar e bine să... Nu prea te îndoiești, da, tată, facem asta ca să avem pâine, punct.
Știi? După care, după ce se calmează cu pandemia, regele zice, bă, dar eu n-aveam un bufon, mă, unde-i bufonul ăla, mă, ia aduceți bufonul ăla în face. Și îl aducea pe bufon și bufonul îi punea întrebări, zice, uite, nu știu dacă e bine ce ai făcut acum, întreabă-te. Uneori poate era omorât de rege, că mie îmi place să-i spui prea multe adevăruri în față, dar el asta trebuie să facă. Da. Tarace, câți au murit nevinovați încercând să facă un bine, dar... Da, să tragi de semnale de alarmă. Ei bine, asta e bine, să nu... Cred că e bine să nu ne, cum să spun eu, închistăm în propriile păreri, să nu rămânem acolo orice ar fi, știi? Da. Puneți întrebări și lasă întrebările să vină la tine, lasă-le să cadă în tine. E acceptă-le. Pentru că indiferent la ce concluzie ajungi. Cum? E foarte firesc. Spune o destinație, un oraș, o țară, o ceva. Borlovenii vechi, Caraș Severin. Ok, dacă mergem spre Borlovenii vechi. Mai departe. Și observăm că mai în față e inundație mare, ce facem? Mergem înainte sau ne gândim, bă, poate ar trebui să ne mai întoarcem puțin, să mai rămânem pe loc, nu trebuie să... Total de acord, total de acord. Asta trebuie să facem de altfel. E foarte bună întrebarea ta, Pavel. Îți mulțumim mult pentru și eu. Timpul acordat. Pentru faptul că ne-ai pus pe gânduri. Sper. Spune tu, unde te mai poate vedea lumea? Ce mai vrei să ne mai spui? Păi când s-o deschide locurile astea în care joc, hai să zic câteva, uite, joc la Teatru Cochet, la care jucăm amândoi, joc în două surori și un pian. Iată, un spectacol în care jucăm amândoi se numește Călătoarea și Shakespeare la Teatrul Dramaturgilor Români. Eu mai pot să chem lumea la spectacolele mele de improvizație, susținute de trupa Improv Disneyland. Mai joc în un spectacol pentru copii, Vrăjitorul din Oz, la Teatru Excelsior. Mai am un spectacol independent foarte drăguț, se numește Cum să pierzi totul într-o zi, o comedie. Cum să distrugi o piesă, iară, pe care jucăm la Teatru de Comedie. Apropo de Teatru de Comedie, tocmai am intrat în Revizorul, Bob Cinski, Revizorul în regia lui Horatiu Mărele. Mai joc la Sala Rapsodia în Ladies Night. De asemenea, vă chem cu drag la Artist Cafe la Eu, Tu și o Eclipsă și știu că mai am unul, că am 9 și am zis 8 din ele, apropo de cifre. Evident, Incident la graniță la Teatrul de Artă București. Tot așa, o comedie care te pune pe gânduri. Dragilor, mergeți la teatru, mergeți, vedeți-l pe Pavel, pentru că o să vă distrați, o să vă pună pe gânduri. Cu Pavel am lucrat prima oară la proiectul la Hamlet. Hamlet. Prima oară. A fost o echipă foarte, foarte bună. Da. Dacă îți mai tu, ulterior, cred că niciunul n-a dus proiectul până la capăt de noi. Tu erai Guildenstern, dacă mă înșel, sau Rosencrantz? Guildenstern era, iar eu eram Polonius. Da. Și acolo făceai o treabă super bună. Mersi frumos. Și tu erai mișto de tot. Și rolul ăla e mișto, Guildenstern. Și îi făceai mișto. Mulțumesc. Dragilor, Pavel Bârsan, îi mulțumim foarte mult pentru timpul acordat. Pavel, numai bine, să ne vedem cu bine, să revină totul la normal. Da. Că avem nevoie. Să dea Dumnezeu. Avem nevoie și noi și publicul de acest lucru. Și întrebarea zilei, dacă v-a plăcut, like, subscribe și share, nu? Parcă așa era. Clar, astea sunt, da.